Salată de năut. Pentru alte rețete culinare, vă așteptăm cu drag pe rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook. Ingrediente pentru salata de năut. 400 de grame de năut fiert și scurs, 3 roșii, o ceapă roșie, 200 de grame de brânză feta sau de telemea puțin sărată, zeama stoarsă de la o lămâie, 3 linguri cu ulei de măsline, o mână cu frunze de mentă, o mână cu frunze de busuioc, sare, piper măcinat. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru salata de năut. Pregătim aragazul și o tigaie în care punem năutul. Amestecăm și îl lăsăm să se încălzească bine. Între timp, tăiem ceapa roșie solzișori. Iar apoi o desfacem în feliuțe. Tăiem roșiile în cubulețe. Când năutul s-a încălzit bine, închidem aragazul. Punem ceapa roșie într-un bol, adăugăm cuburile de roșie, turnăm zeama de lămâie și uleiul de măsline și amestecăm bine. Punem în salată jumătate din cantitatea de năut, iar cealaltă jumătate o punem într-un alt bol. Zdrobim năutul până când obținem un piure. Pe care îl răsturnăm în bolul cu salată. În acest fel, salata va fi cremoasă. Condimentăm cu sare și piper măcinat și amestecăm bine toate ingredientele. Rupem deasupra frunzele de mentă și pe cele de busuioc. Punem bucăți de brânză. Gustăm, lăsăm salata să se marineze puțin și o servim la temperatura camerei. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru salata de năut. Poftă bună! Vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm în continuare pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube.